Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RME. Invitatul din această seară este Valeriu Ostalep, directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul ministru adjunct de externe. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara. A trecut o lună de când nu ne-am văzut discuțiile de astăzi. Sper să fie la fel de aprinse cum a fost și data trecută, pentru că avem multe evenimente care s-au derulat în Republica Moldova și în capitală. Și astăzi voi încerca cea mai mare parte să o dedicăm informațiilor care au parvenit în baza cercetărilor sondajului de opinie organizat de Institutul de Politici Publice, prezentat astăzi rezultatele barometrului opiniei publice. Sunt niște cifre care pe unele locuri șochează, pe altele lasă pune întrebări, unii își pun analiști politici și sociologi își pun întrebări de ce se întâmplă acest lucru în societatea noastră. Altele curat, frumos, deschis, declară niște lucruri pe care noi le știam și le spuneam de mult, dar care unii cu ochii închiși, așa ca în poza aceea cu maimuța, țin mâna la față, la gură și nu vroiau să le accepte. Dar în aceste informații pe care le-au prezentat astăzi, se vede clar niște lucruri care ar trebui să le spunem pe nume de azi înainte, ca să nu ne mai ascundem după deget. Vreau să încep să vorbesc despre faptul că direcția în care, la întrebare, direcția în care merg lucrurile în Republica Moldova, la întrebarea în foarte rău, este 4% dintre respondenți au răspuns la această întrebare. Un an în urmă au răspuns 84. Spuneți-mi, domnule Ostale, de unde această 20% oamenii cred că direcția în care merge Republica Moldova este mai bună, cu 20%. Din ce considerente care sunt factorii care au contribuit sau mecanismul de punere a întrebării sau de unde? Până la urmă 64 deja e rău că Republica Moldova merge într-o direcție rea, dar anul trecut era 84%. Pe parcursul emisiunii înțeleg că noi să încercăm să analizăm mai multe răspunsuri da. care le dau oamenii. Este evident că oricare sondaj sociologic întotdeauna îi nemulțumește pe o parte, în mod special, politicieni, cam de obicei nemulțumește guvernarea, în 100% din cazuri, și, în dependență de preferințele proprii, simpatiile politice, deja avem răspunsuri ori să accepte ori să acceptă parțial. Pentru mine, răspunsul la această întrebare este absolut categoric. Eu nu văd nici cele mai mici indice că noi mergem într-o direcție nu că corectă sau bună, că noi în general mergem într-o direcție. Este cum eu văd problema în Republica Moldova. Mie mi se pare că atunci când noi discutăm despre, pur formal, despre așa numită direcție, noi trebuie să luăm în considerație complexitatea tuturor acțiunilor, adică oamenii de afaceri, studenții, savanții, politicienii, partidele, conducerea țării, toți împreună, da? Eu mă tem că oamenii când răspund la această întrebare, mă tem eu, Pot eu greșesc, eu mă tem că ei apreciază

nu guvernul și nu cei 10-15 miniștri sunt cei care, măcar cumva, determină succesul Republicii Moldova. Republica Moldova se poate dezvolta atunci când micii întreprinzători, oameni de afaceri, întreprinderi mari și mijlocii, industrie, agricultură, implicarea tinerilor, crearea lucrurilor de muncă. E că asta pentru mine înseamnă viață și dezvoltare.

Eu nu mă grăbesc să spun că este rezultatul unei propagande sau uh, uh, rezultatul activității mass media guvernamentale. Da, aici vreau să fac o remarcă da. că 74% de oameni cred în televiziune și se informează din televiziune. Vă dați eu înțeleg. Vă dați eu înțeleg, eu am făcut legătură respectivă și eu nu cred că asta este doar rezultatul respectiv, pentru că pot să arăt, sigur, că la 2 trei posturi de televiziune sau cât au ei acolo, să arăt în continuu știri pozitive, ceea ce înțeleg și încearcă să facă. Dar eu nu cred că marea majoritate oamenilor resimt aceste știri, eu văd o discrepanță între ceea ce spusește uh, la, la aceste posturi, la, nu chionați cu televiziune de la aceste posturi, pentru că fixă aceleși evenimente la alte posturi o să fie dezbătute puțin bine, altfel dar, da. ce, Aceste posturi sunt majoritate da. privite în țara noastră, din păcate Chișinăul doar este o, așa, o un centru unde se poate informa lumea mai larg dar în raioane să mergem 30 de km la sud de la nord vedem altceva. Înseamnă oare asta că peste un an de o astfel de activitate cum este acum, sau încă și mai simplu să formulez întrebarea, înseamnă oare că pot să substitui activitatea de dezvoltare a țării prin propagandă? Și oare subții rezultat, de exemplu, teoretic, să vorbim că peste un an cu așa viteză, deja 40% o să creadă că mergem în direcție corectă. Eu cred că nu. Nu putem să spunem de așa tendință. Chiar dacă acest 15-20% diferență să le luăm serios în considerație, eu oricum cred că marja de nemulțumire a oamenilor este foarte înaltă și eu cred că marea majoritate a oamenilor, chiar dacă în ghilimele, unii își consideră că lucrurile nu merg atât de prost în sondaje, dar în realitate eu cred că foarte puțini oameni o să găsăm astăzi care ar putea să spună că este satisfăcut de calitatea vieții în Republica Moldova. Și dacă răspundem la întrebarea asta prin dinamică, sau cum direcție, cu toate că această mm -hmm. întrebare, din punctul meu de vedere, este eronat formulat, ce înseamnă direcție, care ea, pe cel care răspunde că da. s-ați făcut sau nu, dacă l-am întrebat, dar care da, ca e? Are ea, direcția, da. Și poate el să o explice, mai că el nu o să poate să explice. dacă e... rămânem la subiectul da. sondaje, cum considerați mecanismul de derulare a acestui element sociologic? cum este important, cum se formulează întrebările sau care sunt locul răspunsurilor pregătite sau la um, răspunsul deschis, ce, ce spun oamenii. Iată aici, este un, un moment dificil și tactic la cei care organizează aceste... Nu pot să mă pronunț la acest subiect, eu cred că trebuie să vorbească experți în sociologie. Dumneavoastră, cum vedeți. Că ați văzut mai multe um, sondaje care au fost prezentate. În condițiile noastre, eu nu vreau să critic cum sunt pus întrebările sau care este uh, formula de organizare a acestor sondaje. Eu nu mă grăbesc să spun că aceste sondaje sunt intenționat organizate sau eronat. Uh, noi, după cum vorbim despre rezultate concrete pe care uh -huh. le avem, uh, în, asta poate fi făcut neintenționat chiar și de organizatori, chiar și ei des dacă vă aduceți să minte câțiva ani în urmă, nouă permanent ne spune întrebarea. Voi sunteți pentru vectorul pro-european? Uh -huh sau proiestic. Da? Și eu de la început aveam sentimente negative față de însăși organizarea acestui sondaj ca atare, pentru că este un absurd, ca apoi să-mi se dau seama cu oamenii însăși care îl organizau și puneau și întrebări, ei singur nu înțeleg și întreabă. Da. Uh, înseamnă că nici nu pot să am prea multe pretenții la cei care își răspund la aceste întrebări, că pe cei care vorbim, că susțin astăzi, iarăși în ghilimele, integrarea europeană, eu vă asigur, 99% întrebăm ce, ce, înseamnă asta. Aici, ci, da. Întrebăm ce înseamnă asta. Și o răspunsul lor să fie tare diferit de ce, e, ce înseamnă integrarea europeană cu adevărat. Că, în, în acest context nu pot să ridic o întrebare. Integrarea europeană și mică, e mică. Este un proces nu diplomatic. Este un proces de reforme interne. Corect? Uh -huh, da, exact. Noi Care, misi... până la urmă se informează societatea ce înseamnă ele. Dar... În, în așa situații, dacă la noi integrarea europeană e prioritate. Оре не ну, министру де интерне требует свой вич министру, потому что реформы ли интерне. То есть ну, я раз шин на чьи задумения усидел, но главный министр де интерне делает свои перчепутка э, полиции, что вообще абсолютно грешит. Реформы ли интерне, пи интерьер. Мы имеем о сингуре институции, которые дансы распондишь. Карьер, а с тем министеров, а что их сильнейшие интегрируют пеня? Asta așa a fost în 2004, cândva, când a fost creată această instituție pentru uh -huh. a, a acoperi acest subiect. Noi suntem în 2017, acest concept trebuie cu, completamente revăzut. Structura guvernului și dacă ei singuri formulează prioritățile, dacă ei spun că acestea sunt prioritățile, ei trebuie să-și revadă că ei merg pe formulele care erau prin 2004, să ani trecut, 13 ani deja au trecut. Какая структура, которая у нас отвечает конкретно? Ну, Губерн. Губерн он трег отвечает за распространение солидарное. есть структура, которая отвечает за процесс интеграции в Европеане. И это причисло и Министерству. Это, а Și prin asta, să, inclusiv, le dau o recomandare să analizează ce subiect, să explică și succesele mari pe care îi le au în acest domeniu. În acest domeniu, da, nu au cu ce. Nu au cu ce, cu cum să cu cine, ești cu, da. cu cine. Dacă revenim la economii și la aspecte generale, întrebarea cât, cât de mulțumiți sunteți la situația economică de acum de Republica Moldova, nu prea mulțumiți sunt 30% și deloc mulțumiți 51%. Iată, avem, aici avem niște date care ne arată niște lucruri. Da, iarăși, vedeți că e discrepanță cu direcție. Aceste date deja acele. sunt discrepanță cu direcție greșită și corectă. Cineva dintre ei și răspuns, iarăși, nu, nu înțeles, nu, nu, înțeles nu, nu, înțeleg întrebarea și poate, într-adevăr, e vorba de ce cum i să vorbească. Dar foarte tare spăimântă lucru că probabil vor avea de luat niște învățăminte din aceste cifre cei care ne guvernează, guvernează, pentru că la întrebarea în ce măsură vă afectează scumpirea serviciilor medicale, au spus că îi afectează foarte, foarte tare 59% și îi afectează mult 19%. La fel cu pensiile, 68%. Deci sunt niște probleme care oamenii au fost puși în situații de criză. Aici eu o să fiu foarte pesimist. Guvernarea nu o să iei în considerație aceste cifre. Deloc? Pentru deloc? deloc. Pentru că ei au propriile sondaje organizate și plătite de ei și care obiectiv le arată realitatea eu nu spun că acest sondaj nu arată realitatea, dar vă asigur că ei au propriile mecanisme și ei cunosc care e realitatea, nu după, dar înainte de a lua aceste decizii. Mm -hmm. Domnul Sodor, doar nu credeți cam, că, cam dumea că... Dumea doar nu credeți că deciziile în domeniul economic și social uh, când sunt luate, deci autorii nu înțeleg care o să fie rezultatul mm -hmm. și consecințele. Înțeleg ei foarte bine. Este vorba de interes economic. Uh, ei înțeleg că există anumite costuri politice. Dar totodată ei deja sunt gata pentru a nu plăti aceste costuri politice, pentru că ei conștientizează că pe linii de partid ei nu poate să-și permită să plătească aceste costuri. Din aceste considerente, iau de gând să modifice sistemul electoral, ca să nu plătească. Chiar așa în acest sondaj astăzi o să vedem da, o să care vede. e popularitatea no, guvernării da. și a partidelor de la guvernare. Și, și respectiv vă răspund în avans că atunci când ei iau aceste decizii, deja știu în, în cazul în care uh, guvernarea sau anumiți politicieni în procesul de adoptare a deciziilor s-ar pregăti uh, și ar lua în considerație opiniile oamenilor, dar s-ar pregăti, ca să dau lucruri diferite, opinia oamenilor și propriul scor politic la următoarele alegeri, atunci și aceste decizii ar fi altora, dar la ei deja totul e pregătit. Ei n-au de gând să plătească și n-au de gând să participe nici la un fel de concurs onest și cinstit. Ei deja au pregătit alte reguli de joc, în rezultatul cărora noi trebuie cu dumneavoastră la direct să jucăm rolul la niște pioni care sunt mișcați. Deci pentru noi deja s-au făcut toate mișcările pe tabla de șah. Da, la fel sună cam așa, cam grav pentru cetățenii Republicii Moldova. Răspunsul la o întrebare, intenționați să plecați peste hotare pentru totdeauna? Da, 24%. Domnul Stale, după părerea mea, este ceva destul de alarmant. 24% din oameni s-au decis pentru totdeauna să-și ia valiza și să plece din țară. Nu Cu toate că aici notate. spune nu 64%, dar 24% pentru mine deja este mult. Știind în spatele, în jurul meu, oameni care, prieteni, familii întregi s-au aranjat să plece. Eu sunt de acord, noi nu avem nevoie de acest sondaj ca să răspundem onest da. la această întrebare, pentru că nu putem ignora că, practic, permanent auzim și vedem acest fenomen indiferent de aceste date, pentru că aceste 64 care au spus nu, peste o lună poate să da. Peste două. Da, peste jumătate de ani. Da, da, poate Pentru era... mine, aceste indicatori nu înseamnă nimic. Oamenii din Republica Moldova, ca și din alte țări subdezvoltate la momentul actual.

asta nu trebuie de ignorat sau de crezut că este exclusiv fenomenul Republicii Moldova, oamenii aleg o cale mai scurtă și mai simplă de a aborda problemele economice. Este cu mult mai complicat de a aborda toate aceste probleme în Republica Moldova, de exemplu, de decât de a merge, de a face o cale scurtă în bază, evidentă a pașaportului românesc, de a-ți găsi undeva un loc de muncă modest și în principiu, majoritatea problemelor la această etapă le rezolvă. Astăzi nu dezvoltăm cu ce o să ciocnească ei mai târziu și prezintă ei în calitate de cetățeni, dar nu, nu pentru ei nu, nu este prioritar, da, nu dar... este prioritar asta acum. Este un subiect de, de, poate de altă emisiune. Însă, iarăși, pesimismul meu este legat de ce că primele persoane în stat spun deschis, fără să ascundă măcar, demonstrându-ne că multă minte au când spun că dar nu contează rezultatele opiniei oamenilor. Ei spus că noi știm că noi nu suntem susținuți, mm -hmm. asta Candu au spus, dar nu contează. Apropo, oricare stat a Uniunii nu Europene, a așa pentru așa cuvinte, da. el pleca peste o oră din funcție, era impus. Și de societate, și de mass media, da, și de mm -hmm. așa mai departe. Dar ei își permit să facă această declarație fiind conștienți că de-a face nimic. Aceasta e gravitatea problemei cea mai mare. Da, și acesta este răspunsul la întrebare care va fi, din punctul lor de vedere, politica lor, și internă și externă, în continuare, și care este rolul nostru. Rolul nostru, cum am menționat, este să le, odată la patru ani, să le garantăm o anumită imagine legală a legilor desfășurate. Deci noi trebuie să le legalizăm aflarea lor la putere printr-un exercițiu formal. Iată, asta e tot

Că adică se ceva s-ar schimba se și mai departe. Nu o să facă niciodată nimic, din simplu motiv că acești oameni nu au capacități și aptitudini. Ei nu înțeleg, absolut sincer, nu înțeleg cum se guvernează o țară. Pentru că dacă ei ar înțelege, eu o să vă dau un simplu exemplu. Da, dar astea sunt 10 pași înapoi în decurs de 4 ani. Mai mult, asta cu fiecare an e progresie geometrică degradarea. Asta cu mult mai grav, să nu degradezi pur și simplu cu pas, asta se te cu 10 de ani înapoi. Oricare

vorbind. Uh -huh. Acum, răspund, fiecare să răspundă la întrebare. Care e problemă în statul Republica Moldova? Iată, există. Veți ești o luat-o și a dus-o până la capăt. Problema e rezolvată. Conceptual, gata, noi știm că iată e aici e regulă, asta funcționează, asta nu e așa ceva și, și nici nu o să fie. Răspunsul eu vă am dat. Ei nu au aptitudini, nu au capacități și cei care i-au votat, i-au susținut în continuare, posibil îi susțină și cei care participă la asta, inclusiv pentru că funcționarii publici eu se de la ei, dar ce, ce să fac? Cum, ce să faci? Nu te privești și că tu nu ai atribuții la asta. Fiecare la locul lui de muncă contribuie la, la tot ce se întâmplă. Pentru că care execută ordine, care nu face nimic, care sabotează, care face greșit, dar tot luat împreună e că ies așa o armată de... Pentru că astăzi aparatul Acum de stat... așteaptă toți indicații, de asta nu fac nimic. El așteaptă să-i zică să facă. Astăzi aparatul nostru de stat, în loc să fie un instrument serios de stimulare a dezvoltării statului nostru, cum ar trebui să fie, astăzi eu îl calific, aparatul nostru, cu mici excepții, dar în mare lor majoritate, este oameni care spiedică dezvoltării statului. Ei nu generează și nu asigură Lucruri care noi să le simțim să îmbunătățesc calitățile serviciilor. Noi vedem că este progres, că ai încredere când te adresezi în judecătorie sau procurorii reacționează atunci când sunt decălcate drepturile publice. Pentru că s-a întâmplat ceva care ne afectează pe noi toți și noi să vedem că este procurorul, nu contează care, așa mai departe și spune că noi vedem, aici este realizat interesul public. Poți să suni, să semnezi, să scrii, să faci de 10 ori, să arăți că asta e încălcat și aici, interesul și aici, și aici domnul Stalip, sunt probabil două fenomene cele mai uh, răspândite. Este neprofesionalismul celor care ajung la locurile de și angajamentul politic al sigur, doilea. Astea sunt două, sigur. cele mai mari eu sigur, consider. Da, dar că... ele luate împreună pur și simplu fac nu că e ineficient da, aparatul de stat, ei îl fac paralizat asta pur și simplu nu funcționează, dar oamenii ăștia primind salarii foarte modeste cât primesc acolo 5-6 de lei la 40-50 de ani

что, back to usual business, лахоты ряд проблем, инглимели. Когда квотация, ну за даром, а с квотацией Se clar, oamenii se lucrează da, de 10, 15 de ani. Eu studenților mei, ce le spuneam în situația când vedeam așa fețe de, acum nu ale atribuilor, le spuneam uh -huh. la tine pe față scrie gândire interzisă sau ție ți este indiferent. Eu nu, nu, ofensez, dar eu vorbesc despre faptul că eu nu văd gândire și nu văd concept și nu văd că omul a venit la serviciu și vrea săptămâna asta să rezolve, să rezolv cei ce și nu rezolvat în ultimii 15 ani. Eu, în general, mai vlastic 15 ani, nu notarion un Văd când văd figuri pe cele funcții care da, le asta avem noi sindicat și de și grav? cu voi mai băieți, cât se poate, Atât, mai ales pe peste de degradare, eu înțeleg că dacă era nu în fiecare săptămână e Chiar progres. Chiar ați atins domnul Ostalep, o problemă foarte dureroasă este buba societății noastre. Cum într adevăr poți să stai într o funcție 10-15 ani? Eu nu pot să stau. încă în funcție pe care o permanent și degradare. Da. E, și nu e, se e... vedem dacă spui și Problema că omul poate de, 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 demisionezi, poate plece, se supără. Ferește, se supără că el ferește. știe problema, el știe domeniul. Cum îmi permit să spun așa ceva? Dar da, niciun rezultat. Și chiar eu m-am uitat la cum, evenimentele recente care s-au întâmplat la noi. De ce tot orașul este fost și de paralizat? E că uitați-vă da. la fizionomii oamenilor care răspund de asta. Și uitați-vă ce spun ei. Două, trei propoziții. Bârnei acolo microfonul și ăla că nu înțelegi nimic și-o spus. Rep de închis și noi îi mai vedem. Și mai departe, parcuri, clădiri, autorizări, parcări, nu, Aceste foaie verde, Aceste de, ședințe de luni sunt o rușine, după părerea mea, pentru toți chișinăuienii luați împreună. Dar, dar,

și, fă, și asigurați voi. Că noi vedem pe împrejur ce funcționează, cum funcționează orașul ăsta și așa în toate domeniile. Exact ce faceți voi, în baza căror planuri, unde ajungeți, cum faceți. Ei continuă să distrugă, tot asta are un, o, 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 imagine de absurd, de asta că în fața noastră. Noi de astea propus să utilizează uh, noțiune furtul uh, fie miliardului, fie că uh, bunurile statului. Asta nu e furt, asta e jaf din punct de vedere penal. Dar știți deosebire care e? Hmm. e public.

Și atât după ce adică au făcut Ștefan cel Mare și Alexandria, acolo te Da, dar aici e o altă problemă, care e o temă de discuție pentru o altă emisiune. De ce moldoveanul este atât de răbdător? De ce moldoveanul nu se ridică și nu spune, eu gata, nu mai pot, până aici mi-a soldatul. Explicați, -mi. de, eu mi-am mi pus în o singură întrebare, vreo două luni urmă. De ce toți locuitorii de pe strada Negruții n-au ieșit și au închis această stradă și au spus, domnule primar sau oamenii buni, cei care ați fost responsabili de această bucățică de 500 de metri de drum, oare 2 ani să o repar și la urmă să arate măscut? scuzați ca da, de da, cacat, da, da. asta este culmea. Da. Și ei n-au ieșit niciunul. Și am acolo o prietenă și am întrebat-o, tu te-ai revoltat? Nu, dar ce să facem? Cum să ne revoltăm? Două. Două elemente, deci nivelul jos de cultură politică, care la o majoritate locuitorilor noștri, adică nu-și cunosc drepturile, în primul rând nu-și-l cunosc, nu știu cum să-l exercite. Și doi, numărul șinez spun, noi suntem un popor laș, da. În mare Mi pare rău și eu să spun asta. Noi nu știm să ne apărăm, dar cel mai rău, că asta poți să înveț, atunci când nici nu trebuie curaj, e vorba de o anumită poziție, o anumită verticalitate. Și noi trebuie să păi, recunoștem... Dar deja ne în buzunare, deja ne în suflet. Am discutat cu dumneavoastră, că nici nu în buzunare, deschis, ne dezbărat. Uh, această calitate de laș, ea e specifică majorității, funcționarii publici leașă, el semnează și nu i-ar da, că el îți găi de ce să fac. Adică tu ești gata la orice să-ți dai voie să stai acolo pentru 5.000 de lei. Nu, mai departe cu o, astfel de abordare, tot e clar. Pentru că eu rădeam într-o zi despre faptul care este cifra cu care poți scumperi în mm -hmm. principiu, factorii de decizie din Republica Moldova. Mm, interesant, care? Nu, pentru că noi am auzit cu dumneavoastră, o s-au vehiculat în presă anumite cifre de, legate de, de deputați, deputați. Sau legate Ei, bine, da. de legate așa mai departe. Da, dar uitați-vă, noi se discută deschis că există Există posibilitatea de a cumpăra deputat sau ministru și așa mai departe. Și vorba de nu mă cum credeți. Mai sunt moldoveni care onești, care ajungi la o funcție, nu vor fi corupți și nu vor fi cumpărați? Cu siguranță. Sau au plecat toți? Eu sunt, nu, nu, ești. nu, eu nu dramatic, eu nu, eu nu, eu nu, eu nu privesc. Sunt foarte mulți oameni care au încă posibilitatea și capacitatea. Da, în care, după care mecanism vor ajunge aceștia la, în funcție? Cu una, că, una, cu două, e că o să ajungă, nu pentru, că ajungă ei pentru că pot fi acum, parti, nu se selectează și oamenii cu verticalitate nu merg la niște lucruri, știu eu. Din... Oamenii cu verticalitate, în primul rând, nu o să implice în așa numitele procese politice astăzi. De ce? Pentru că regulile scrise astăzi, în ce, da. ce numesc ei politică, din start este o farsă în care nici un om care se respectă nu o să participe. Noi doar cu dumneavoastră să încercăm să ne implicăm dacă pe stradă cineva ne spune că dacă noi o din două bețoare, poți că și iei un milion. Dumneavoastră ați participat la ceva? Nu. Eu. eu. Asta e prostie și asta e vizibil. Dar politica de astăzi, asta să stă fix asta. Deci ei, reguli scrise de astăzi, de polițenie de astăzi, asta, să este participarea într-o farsă a priori. Dar asta nu înseamnă că, vedeți, eu sunt permanent în acest sens optimist. Astfel de procese, ele nu sunt de lungă durată. Și foarte mult greșesc și asta uitați-vă la fizionomiile. Foștilor, da, dar lasă amprente și cum a zis dumneavoastră, sunt niște pași care înseamnă Uitați-vă la, la, fizionomiele fizionomiile foștilor factori decizie, că el lasă la dumneavoastră în studioul e ministru, nu vorbesc mai sus, ne învață, lozi... La noi în studio mai puțin. Bine. Nu, eu teoretic vorbesc, da?

Lipsesc acestor oameni care se ocupă de politică, ministră și așa mai departe, lipsesc și principalul. Ei n-au o viziune, care nu se schimbă indiferent de cu, Ce e poleați, cu fără... fără, Da, Dacă trecem iarăși la cifre, o cifră care nu m-a lăsat indiferentă este că majoritatea cetă cetățenilor nu au economii, mijloace financiare pentru a le investi. 66% din oameni nu au mijloace bănești ca să investească undeva. Iar 17 au economii, dar le țin pentru zile negre. Decalaj mare dintre cei oameni. De asta înseamnă să ai economii, înseamnă să mergi la mare, să-ți permiți să-ți cumperi ceva valoros, să ai lucrea, trăiesc cu oamenii de, din zi în zi, de zi pe zi cu banii aceștia. Și din salariul acesta le ajunge doar să-și achite facturile și mai mult nu au nimic cu ei să facă. Vă dați seama ce stres. Oamenii în continuu trăiesc într-un stres, fără economii fără... și asta degenerează alte probleme care... La noi lipsește în țară, după o perioadă de studii mari deja, la noi lipsește cultura de întreprinzător, la noi lipsește sistemul bancar, la noi este o imitare de sistemul bancar, la noi nu există sistem clasic bancar, când noi trebuie să înțelegem pentru a lansa afaceri, pe lângă proprie gândire și curaj care trebuie să o ai, tu ai nevoie de resurse financiare. Uh -huh. Chestia s cum, cum la noi obișnui 20 de ani, de împrumutat și a din tors, unul de la uh -huh. altul și așa mai departe, să nu se face, să-i foaie verde. A face cât de cât serioasă, măcar începând cu 100 200 de mii de euro, deci este nevoie de o susținere din partea băncii, în ce sens susținere, am de ai nevoie de credit pe care după asta să-l întorci. La noi, nu știu dacă cunoașteți care e uh -huh. procentul la bancă și care sunt procedurile. Da, de ce? Știu. De la 8, 12, 15, 16. M Makes no sense. Adică asta e pur și simplu lipsit de sens. În Germania e 1,32. Și e flotant. În După în paranteză. În Germania e 1,32. Moldovenii sunt mai bogați. Uh, N-are sens de lansat așa afaceri. Pe lângă pericolele care le ai și mai departe, tu pierzi tot banca, impozitele, платить апропо Тут, да. ин аванс, главной система фискал форс перформант, но и платеж ин аванс, и когда он к нам винит, платеж импозит или ин аванс. Нас стимуляза, не будет деревья гувернера, стимуляза интерпензаторы. И кредит, что не он целег, когда не он с интерпензаторы, не бань, но если не с бань, не экономии, он целег и очень хорошо. Система банков не функционирует, потому что он не существует. sistemul judiciar care trebuie să garanteze în cazul în care există litigi și în sistemul economic întotdeauna există litigi, uh -huh. am înțeles, calitatea nu e trebuie să funcționeze sistemul judiciar ca să știi că atunci când nu investit bani, era asta înseamnă risc, inclusiv viața, sănătate, așa mai departe, trebuie să fii sigur că dacă tu ai dreptate, ți se va face dreptate conform legii. Noi știm răspunsul da, aici În așa caz, asta eu o curșă, ajung la ultima parte, dar de unii oamenii să, să aibă economii. Uh, încă la noi continuă să fie o tradiție și un interes pentru serviciu public, să lucrezi la stat. Cu toate că, în mod normal, după o perioadă de 25 de ani, deja interesul pentru lucru în guvern sau în structurile guvernamentale trebuie să fie minim, mizer. Pentru că viața, condițiile, informația de azi demonstrează, și noi toți să știm, că tu nu poți să uh, nu străiești din salariu primit astăzi uh, oficial, 5, 7, 8 mii de lei, asta, asta, e nimic, tu nu poți să trăiești. Nu poți să-ți permiți, da. să-l întrebăm pe domnul prim-ministru sau candu, oricine, ei sincer cred că este posibil să trăiești cu 5 mii de lei. Pur și simplu să iei două facturi și să întrebi, polițistul primește la noi 6 mii de lei. E ca factura lui 1, 2, 3. Mai departe, cum el să Nu cum. dacă, no, dacă no, dac suntem oameni unieși, serioși. Ei, aici apar alte momente. Multe alte, da, dar da, da, trebuie, da, da, dacă vorbim serios, cum, care este oportunităța? E clar că ați vorbea despre patriotism, mm -hmm. dar de sine, veri, nu? Păneatnă. Ja. Dar, în realitate, cum asta funcționează? Și anume, această categorie de oameni care...

Și atunci tot luat asta luat împreună, plus degradarea asta în sistemul educației, că în general nu mai pot să înțeleg și educăm noi de fapt, care sunt valorile acestor copii când ei ajung și asta deja nu e, nu e problema lor, e problema noastră ca societate, că noi învățăm ceva, Prinții au plecat, aici sunt niște profesori de sat, eu dacă de, acolo, acolo sunt deja profesori e... de 70 de ani, și nu învață, ce anume învață, dar însă sistemul valorilor, noi, noi doar între noi nu putem să ne înțelegem noi nu putem să ne înțelegem doar între noi și învățăm copiii noștri istoria Moldovei, universală sau a unui popor vecin. Ei, asta e asta iarăși o temă pentru nu, alte Nu, nu, ziunii. dar una, 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 după alta iese că nu, nu, avem structurat oameni pregătiți pentru a trăi în secolul 21 Republica Moldova cu atâtea probleme care să știe să riște, pentru asta trebuie să ai idei, trebuie să ai resurse, și trebuie să pleci de la um, un sistem absolut corupt, în alt sens am vedere, de gândire, că poți să lucrezi numai la stat. Nu, nu poți fi bogat, și asta o nu poți fi bogat. Eu să spunem, la mijlocul anilor 2000, colegilor care veneau la Ministerul de Externe și uh -huh. întrebam care e scopul lor în viață și ce vor să fac, spunându-le de start că trebuie să uiți că tu poți fi bogat lucrând, de exemplu, la Ministerul de Externe. Și acest lucru se referă și la altele. Dar asta e exclus, tu n-ai cum. Pentru că pe 10 ani înainte eu pot să spun care să fie salariul tău. Asta nu că nu cu bogat. Nu bogat, da, asta prea mult. Ați spus așa da, asta, foarte... de Și dacă ori sau tu te dedici, dacă vrei, dar e majoritatea, nu vor, nu Da. Sau, nu, și azi nu vor, acolo e alt cântic, deși mm -hmm. acolo lucrează. Dar în alte structuri,

Da, aici, la aceste cifre, nu ați sesizat că a apărut fenomenul întreprinderilor care oferă bani cu un procent exagerat de mare și putem să ajungem la situația care, acum un weekend a fost un reportaj în Rusia, că e o situație gravă cu cei care întorc banii în zecit, în miit, 500 de procente. Da, asta... la noi, apropo, pe piață, acum foarte multe. Da. Bani fără procent, dacă, bani fără documente, fără gaj, fără nimic. Îți oferim cât vrei, 3.000, 5.000, 10.000, dar când te uiți cât ei cer Procentul peste o zi, peste două, peste trei. Și cine le coordonează, cine verifică da, activitatea lor? Dar înțelegeți că asta nu sunt bani care oamenii eu pentru a-și o afacere. Asta sunt bani pentru cheltuieli cu. Curente, curente, și nici asta măcar e... consum. Asta e altceva cu totul alt nivel mai dezvoltat când este vorba de un uh, anumit nivel de consum. Oamenii ăștia și care iau sumele este de bani, 1-35.000 de lei, Asta în, în perspectiva imediată, asta și care pleacă de deci. da. Pentru că sunt bani între de noi ne dăm seama, dacă el e la 3.000 de lei, la 100-200 de procente, asta de procent. înseamnă că el e la punctul final. Și el următoarea lui soluție în viață, asta îi plece de deci, probabil ne întorcând banii. Rămânem deci cu multe probleme. Asta e deja limita. În este că, e limit, la, într da, este limita, într-adevăr, aveți dreptate. Uh, Trecem la aspectele politice și la tema uninominalului. Uh, cunoașteți ce înseamnă votul uninominal pentru alegeri parlamentare? Întrebarea la care au răspuns 58% da, 39% nu. Fiecare al doilea înseamnă că din cei 5 cetățeni nu știu ce înseamnă votul uninominal. Și atunci mă întreb eu uh, care este sensul celor uh, semnături acumulate și. Uh, eu nu sunt de acord cu aceste cifre, cu niciuna, pentru că cei care au răspuns că cunosc ce e asta, uh -huh. ei nu au fost unești. Poate cunosc din ceea ce li se spune în presă, 74% ascultă doar Это другое дело. Ei cunosc și se vorbește în presă și care e cânt cu care îl cântă cineva. Deci ăsta e votul unii nominal, ei nu pot să răspundă. De ce? Pentru că însăși autorii nu cunosc. Este posibil în Republica Moldova să fie sistemul uninominal fără două camere în Parlament. Hmm. Toate Asta parlamentele au un sistem uninominal, e nevoie de două camere. Și cu Transnistria, Și cu noi am văzut dumneavoastră o emisiune întreagă, Eu nu vreau să mă repet. Da, noi am vorbit. Aici da, vreau să mai oamenii, un lucru. Că la întrebarea care este sistemul politic care vă satisface cel mai mult, Republica Prezidențială au, au răspuns 46%. Acești oameni care au spus că cunosc, ei mint ei nu cunosc ce e asta. dacă noi să le punem încă câteva întrebări suplimentare, cum asta arată, ei nu o să răspundă. Pentru că, repet, nici autorii nu cunosc. Noi înțelegem ce se întâmplă asta și de ce. Deja s-au discutat de 100 de ori. Dar acest răspuns, eu sunt absolut convins că acești oameni răspund la întrebarea că am auzit

Și aici, am, că am asistat astăzi la prezentarea acestui barometru opinii publice, mulți uh, au plecat după aceea din, din corespondenți și uh, au preluat, în dependență de ce post de televiziune uh, au spus aceste știri și fiecare, așa te uiți dacă faci pe o retrospectivă a știrilor, fiecare și-a luat ce îl interesează. ce-au văzut. ce-au văzut, da, da. da într-adevăr. La întrebarea um, da, ce, care este personalitatea politică din Republica Moldova în care dumneavoastră aveți cea mai mare încredere? Răspuns liber. Au vor, au răspuns, don Igor Dodon, 32% au încredere și Maia Sandu 17%, care după aceea merg într-o foarte mare decalaj, Andrei Năstase, Renato Osatăi, Vladimir Voronin și așa mai departe. Și la partidele care dacă mâine vor avea loc alegeri prezidențiale, vor accede în Parlament, sunt doar două, PSRM și PASU. Aici e surpriză. Sau nu e surpriză pentru dumneavoastră? Nu. No. Dar de, de, care... de ce considerați că asta e surpriză? Pentru că mai sunt actori politici care zi de zi uh, trâmbițează la posturi de televiziune că um, fac ceva. Și... Dacă vă referiți la Partidul Democrat, când da. înțeleg că la ei vă referiți. Și apropo, aici e 3,1 partidoare. Aici, nici nu ai ce comenta. Toate aceste acțiuni întreprinse în ultima perioadă, în ultimul an, în mod special, uh, comentariile absolut negândite și deplasate ale lui Candu, a prim-ministrului, ei, da, ei ne percep că noi nu contăm, de noi nimic nu depinde, noi suntem proști, nici nu înțelegem, ei știu cel mai bine și așa mai departe, dar uh, nu este posibil ca omul, chiar elementarul să nu-l observe, pe fi de reportajelor, așa mai departe. Și ei poate să formuleze diferite trucuri cu unii nominalul și așa mai departe, dar realitatea, când ajungem la ce opțiuni de vot are omul, nu, iată, asta e realitatea care este. Pentru mine nu, e, nu este o mare surpriză, nici chiar procentul înalt al a, a, partidului, Acțiune și solidaritate. da. De ce? Pentru că pe partea dreaptă, la noi, practic, sunt compromis toți politicienii. Eu cu greu mi-aduc aminte de cineva care nu s-a compromis acolo. Respectiv, totuși avem oameni care categoric pentru nimic în lume niciodată nu o să voteze partidii de stângă. Iată acest procent, din punct de vedere, e surprinzător că e așa de mic. Ei doar, în normal, deja în ultimii șapte-opt ani, la rând,

Dar astea sunt numărul oamenilor care pur și simplu n-au alte opțiuni. Pentru că mai mult pe dreapta n-ai pe cine vota. Bine, dar mai avem parte Partidul Demnitate și Adevăr. Eu cred că acolo trebuie să proiectize care este ratingul domnului eu nu știu procentul. De uh -huh. ce trebuie proiectat și pe popularitatea care avea partid. Da, în, așa, în situația când se va face o altă configurare în Parlament, nu vedeți apariția unor alte partide în scurt timp? N-am înțeles întrebarea. În cazul în care partidele PL, PLDM sunt deja cu 0,8, 0,3 încredere așa. față de. sau dacă accept sau nu în Parlament, în situația aceasta, două partide ne sunt de ajuns pentru Parlament? Nu vedeți că unii politicieni vor putea să. sau alții din umbră, din partidele care nu sunt atât de active acum, să apară într-un an de zile și să avem și o a treia, a patra. Nu, până la alegeri, sigur că dacă el o să aibă loc la sfârșitul anului 2018. Apropo, dați-mi voie să abordez un subiect foarte important. Toate statele dezvoltate, practic, până la data exactă, se cunoaște când vor avea loc alegerile cu patru ani înainte. În Germania, în Statele Unite în general, pe de ani înainte știu și când e ziua alegerii și când o să depună jurământul. În statele dezvoltate, pentru a evita nervozitate și pentru a evita speculații,

Uh, oamenilor care plătesc impozitele nu ne se garantează um, o stare de spirit normală, civilizată, previzibilă, calmă. Că noi știm că ce nu s-ar întâmpla, guvernarea este obligată conform regulilor să organizeze. Noi astăzi știm că nu este organizată legi data viitoare. Nu. În noiembrie, dar poate în decembrie, dar poate în februarie. Scrie în Constituție două luni alegi în președinte, de doi ani. Nu și... Iată, a, acest element tot vorbește despre cultura înaltă altă clasei politici. Deci, vreau să menționez că până atunci, sigur, când vor, vor avea loc aceste alegeri, sunt posibile, sigur, că apariția mai multor proiecte, pentru că și controversată Maia Sandu, uh -huh. pe care eu nu o consider politician, dar ea a apărut da, dar, în vedeți. calitate de politician cu două-trei luni înaintea legilor prezidențiale. Și vedeți și și asta a fost opționă. o trambulină. Alegerile prezidențiale au fost o trambulină. Lăsăm acum motivele, cum, tot asta e pentru altă. Dar de fapt, ați văzut și scor. Așa că înainte de alegeri, independență, sigur, de... noi nu putem să răspundem asta la întrebare la soarta sistemului electoral al Republicii Moldova. Pentru mine, mare enigmă. Până la deci se nu, fac nu se știe până la urmă. Va fi mixt un nominal sau... Sau în general nimic. Sau un general nimic. Da, adică va rămâne actual. Nimeni nu poate să răspundă la întrebarea asta. Știm care sunt planurile lor și dorințele lor, dar cum o fi fie, nimeni nu știe. Apropo, astăzi putem presupune care vor fi, pentru că Peleu se află într-o situație cam critică cu arestările de azi și se vorbește în rețelele de socializare că vom avea, datorită peleului ului un nominal în cazul în care se mai arestează vreo 2-3. Și ce o să facă Partidul Socialist în așa caz? Întrebare bună. O să alături la restul mișcărilor politice din țară care s-au pronunțat împotrivă. Asta înseamnă că lipsăște conștiința. Asta înseamnă că o să fie contrar spiritului convențiilor la care suntem parte. Asta e o întrebare foarte complicată. Eu, absolut sincer, m-am pronunțat și săptămâna trecută, eu nu înțeleg cum a să iasă aceste două partide din situația creată. Pentru că Partidul Socialistilor are nevoie pentru a vota sistemul mix de voturi democraților, altcineva nu. -i. Altcineva nu e. Și eu nu înțeleg cum democrația, după tot, 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 toate investițiile făcute și după un milion de semnături, uh -huh. cum, se cum, cum o să, iasă și să zic că nu bine, ignorăm și Lăsăm vor oamenii. Lăsăm da, semnături și votăm asta. Eu merge, nu înțeleg, merge pe șantaj politic, probabil. Nu, nu, dar în cazul dat o să fie cedare din partea lor, dar eu nu înțeleg cum e să o fac. Trebuie un argument. Uh, și viceversa nu înțeleg cum o să voteze sau cum, de exemplu, chiar dacă n-ați voteze, care o să fie reacția Partidului Socialistilor cu o popularitate așa de mare. 40-50% ca partid, și cu șansele enorme de a câștiga majoritatea în următorul parlament, că ei pur și simplu spun, nu bun, mergem pe Uniunea Nominale, e o mare dubie. Și vreau neapărat că mai avem foarte puțin timp să vorbim și despre aspectul încrederii oamenilor sau atitudinii oamenilor față de Uniunea Economică Euroasiatică. La întrebarea dacă vi s-a cere să votați cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Euroasiatică, veți vota pentru 49%. Au spus pentru, și privind în ansamblu, considerați că Moldova ar obține mai multe avantaje sau mai multe dezavantaje devenind membru al Uniunii Economice Euroasiatice? Avantaje 31% și mai multe avantaje 23%. Deci, luate împreună, formează 54%. Vedem aici o creștere a, a, a atitudinii. A față dezamăgirii. De, a dezamăgirii, credeți? Oamenii, pentru că. Oamenii sunt dezamăgiți, evident, de cursul. актуала гувернерии, и деоарищи гувернария, ну межте европейской интеграрии европеану, а мне кого альтернативу. Так как часто альтернативы с арнами Алтфилл и для семени Русстыни Алта. Просто я могу что есть Алта, потому что как в первом случае с интеграцией я могу сказать, что фикс на этой ситуации, мажоритет респонденцев ассоциазан, в первую очередь, с этим с Русией. У нее например, присутствие Казахстана, в этом случае, или Беларусь, например. Uh, și, însă, și ce înseamnă această Uniune și cum e exact participarea vreo participare în ea, hotărăște vreo problemă a Republicii Moldova, eu cred că iar zâmbi, pentru că nu cunosc. Oamenii pur și simplu sunt dezamăgiți, caută alt uh, modalități și asta doar este o alternativă, iarăși îmi pare foarte rău, pentru că uh, în condițiile actuale a Republicii Moldova noi trebuie să ne gândim, și asta este unica cale, la o formulă armonioasă, mult sau mai puțin, de cooperare economică cu acele state și acele blocuri care ne oferă cele mai mari posibilități. Ue, este clar, Uie, Uniunea Rusiei, este clar, Eu nu văd necesitate din contra consider contraproductiv, să spunem priorități artificiale. Mm -hmm. Guvernarea declară că ei vor face orice ca să fie irreversibil, că ei vor face orice ca să continue. Păstă cuvinte.

Și aș vrea aici foarte, foarte pe scurt. Astăzi s-au organizat foarte 25 de ani de colaborare între Federația Rusă și Moldova. Se împlinesc și s-au organizat multe evenimente. Dumneavoastră, cum vedeți dezvoltarea acestor sau cum, ce strategii, cum se va întâmpla în continuare după anii care nu s-a întreprins nicio acțiune înspre îmbunătățirea relațiilor Federației Rusie cu Moldova? Dar foarte pe scurt. Pe scurt, noi suntem la unul din cele mai joase puncte din istoria relațiilor moldo-rusă. Eu consider că este totalmente vina noastră. Rusia se ocupă de propriile probleme. Noi nu suntem o prioritate pentru ea. Noi singuri inventăm problemele cu Federația Rusă. Ne luptăm în ghilimele. Și la rost, că noi suntem doar în Stare de război cu Federația Rusă, ministrul apărării. Ministrul apărării spune așa ceva, da. Da. A, respectiv, depinde de noi, o să avem voință, o anumită atenție și o anumit răspuns, dar nu mare, nu trebuie de exagerat. Din partea Federației Rusă ar fi, dar eu repet, acest status mai departe, în continuare, o să sexează pe propriile probleme și Federația Rusă nu o să implice așa cum alte state în Republica Moldova. Asta nu trebuie de așteptat. De asta, viitorul relațiilor în modul rus depinde de viteza și intențiile noastre. Vrem uh -huh. mai multe beneficii, pentru că pe noi ne interesează beneficiile noastre. Economice, sociale... Am, am putea, de... da, depinde de ce cum o să putem să-i convingem și cât mai puțin să aiurim. Și noi suntem foarte buni să facem. Uh, în rest, Rusia nu o să vină nimic. Aici o să construiască de la sine, să investească, să cumpere, societate așa civilă, cum făcut, așa mai departe. Da? Uh, nu știu cum face Uniunea Europeană acum. Acum nu, din Federația Rusă nu o să fie granturi, să lupte cu propaganda UE și așa mai departe. Nimic din aceste instrumente nu o fi fie utilizat. Uh, Pur și simplu fac o totalizare. Noi cu fiecare an, tot mai mult ne stricăm relațiile cu acest, cu acest stat din proprie prostii și vom plăti foarte serios pentru această prostie. Și ultima întrebare, astăzi este ziua națională a drapelului. Dumneavoastră ați simțit acest lucru mergând pe străzile Chișinăului și nivelul patriotismului moldoveanului la ce etapă este? Nivelul patriotismului nu e legat de numărul drapelilor și cu cât mai multe sărbători formale sunt inventate pentru a ridica în spiritul patriotic, cu atât mai departe este acest spirit patriotic. Cu cât mai mult noi uh, o să simțim fără sărbători formale, că avem o idee comună și fiecare contribuie și guvernul și guvernarea în ansamblu nu este perceput de noi ca inamic a poporului, dar este perceput ca un aliat, care e în considerație și vrea majoritatea. Iată atunci o să crească spiritul patriotic și atunci oamenii fără niciun fel de sărbătoare o să fie mândri de țara în care trăiesc. Iar acoperirea propriilor greșeli și prostiilor făcute prin sărbători inventate, pentru că acest gen de sărbători, ele sunt inventate, anume pentru a da o atmosferă. Ele trezesc o mai mare iritare la oameni și respectiv nu pot da acest sentiment. Mulțumesc mult pentru discuția din această seară. O seară frumoasă vă doresc. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această seară. Vă aștept luni și joi la 20.30 la Action TV, la emisiunea Intersecție RM. La revedere!